Vă salut, dragii mei, bine ați revenit. Nu vă țin mult, că poate nu vă interesează, pentru că postez pe același canal cu panourile fotovoltaice, dar vreau să revin cu un mic filmuleț pentru prietenii mei care au zis să le pun un videoclip când ajung cu ele la maturitate și intră pe producție. Suntem în 28 martie 2023 și cam așa arată solarul meu, cu roșii, bio, da, vedeți, cu ustensila de făcut căldură. Anul ăsta n-am știut care e treaba, la anul o să o mut la ușe, să nu mai țin aici aproape să-mi curc, dar știu acum cum să procedez. Astea sunt roșiile, da, ustensila e foarte simplă, da, problema e că lasă un pic mizerie când alimentez și o să o mut afară la gura solarului ca să nu mai facă mizerie. În rest, funcționează și a făcut treaba. Imediat vară și roșioarele. Mai am și pe aici. După cum vedeți, ia uitați, ca să aveți idee cam cât sunt. Da? Ia uitați, roșioarele. Și astea sunt peste tot. Avem și castraveciori care au intrat și ăștia pe productivitate. Acum am băgat un pic să ud. Ia să vă arăt și castraveciori ca să aveți așa idee. Ăștia sunt. Mai avem niște răsaduri pentru pus, că mai am un solar în care voi pune pentru mai târziu. Da, răsadurile. Altele mici. Cam asta e solarul meu, pentru familie, pentru a mânca ceva bun și sănătos. Vă salut, dragii mei, dacă aveți întrebări, adresați, eu să vă răspund în cel mai scurt timp posibil. Vă salut și vă doresc o zi minunată!